Dragii mei frați și surori, este o binecuvântare să fim în casa Lui Dumnezeu și în această dimineață și mai întâi de toate se cade să spunem slăvit și binecuvântat să fie numai Dumnezeu! Amin! Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, dacă nu este prea mult, să dăm respect cuvântului Lui Dumnezeu și să citim versetele care ne, vor folo ne vom folosi pentru minutele care ne stau în față în timpul de predică. Cartea Deuteronom, capitolul 6, versetul 20 la 25. Deuteronom, capitolul 6, versetul 20 la 25. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Să răspunzi fiului tău. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică. Domnul a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii Lui case. Și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru. Ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață, cum face și astăzi. Vom avea parte de îndurarea lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Amin. Amin! Până aici, Cuvântul Domnului, vă invit să reluați locurile, desigur, până aici citirea din Cuvânt. Acum urmează să privim la acest text care. Este din Vechiul Testament, din Cartea Deuteronom. Cartea Deuteronom este o recapitulare a legii dată în contextul așezării poporului Israel în, în Canaan. Moise se apropia cu poporul de Canaan și aici cuvântul lui Dumnezeu le-a fost dat din nou, într-un mod practic, aplicându-se în viața, ca să știe cum să-l aplice în viața lor odată ce se vor, arăta, se vor așeza în țara Canaanului. Pasajul acesta începe așa de frumos cu, a, de, cu o introducere despre o întrebare care, cuvântul lui Dumnezeu, avertiza familiile de atunci că va fi pusă de copii către părinți. Întrebările în familiile noastre sunt un lucru care, mai ales de la copiii cei mici, îl așteptăm să se întâmple în mod foarte frecvent. Și cei mici micuți au de obicei... De mai multe ori să întrebe aceeași întrebare, mai ales când doresc ceva foarte mult. La copiii mei le plac foarte mult să meargă la bunici. Și de mai multe ori pe zi, de la același copil, de fapt, fiecare dintre ei pune întrebarea când mergem la bunica, când mergem la bunicu. Și din nou, și din nou, și din nou aceea întrebare. Însă, în, în dimineața aceasta nu vorbim de întrebări cotidiene, de întrebări care copiii le pun despre un lucru care îl vor sau altul, ci vorbim de o, spre o întrebare foarte frumoasă. O întrebare care eu îmi doresc ca, pe parcurs ce cresc copiii mei, să mi-o pună mie cu privire la credința care noi o avem în Dumnezeu. Aș dori și la fel pentru copiii noștri toți să vină momentul în viața lor, dacă încă n-au ajuns la acea vârstă, când să fie curioși și să, vrea să, să vor să învețe despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre ceea ce este Dumnezeu. Întrebări bune. La aceste întrebări bune, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă în această dimineață un răspuns bun. Și am vrea să privim în acest context a întrebărilor bune și a răspunsurilor bune, să înțelegem lucrurile care noi, ca și părinți, în cadrul familiilor noastre, ar trebui să le facem pentru ca copiii noștri să ajungă și ei să-L cunoască și să-L slujească pe Dumnezeu. Doamne, binecuvântă Tu familiile noastre! Cuvântul lui Dumnezeu începe deci în versetul 20 și spune Când fiul tău te va întreba într-o zi? Presupune deci cuvântul lui Dumnezeu că va veni acest timp al întrebărilor din partea copiilor. Însă aș vrea să ne întrebăm cu toții, noi înșine acum, oare ce poate provoca în viața unui copil să pună așa întrebări? Este un lucru de dorit. Dacă am putea, poate, să punem un fel de depozit sau să garantăm că va veni în viața copiilor noștri un moment când ei vor vrea să vorbească de Cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur că fiecare dintre noi am face lucrul acesta. Am face orice să maximalizăm șansa că vom avea multe discuții despre Cuvântul lui Dumnezeu cu copiii noștri. Și desigur că aici este, poate în mod indirect, arătată o responsabilitate care noi o avem ca și părinți ca să provocăm în viața copiilor întrebări bune de felul acesta. Observați împreună cu mine versetele de mai sus, din de versetul 20. Versetul 17, 18 și 19, cuvântul Domnului spune în felul următor ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. Interesant că înainte ca copilul să pună întrebarea părintul, părintelui, Cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă spre adulți, înspre părinți și atenționează în primul rând ca ei, adulții, să trăiască în primul rând în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, lucrul acesta înaintea poporului Israel era foarte important, pentru că de îndată ce părinții aveau să trăiască poruncile lui Dumnezeu și să le împlinească în fiecare zi, automat că în casa respectivă se crea un context unde poruncile fiind împlinite, copiii puteau să observe modul de viață a părinților lor. Și aceasta în copil stârnea loc unde el să pună întrebări, să întrebe pe tatăl său de ce sâmbătă, de exemplu, nu făceam nimic. Și cu siguranță aici nu, nu vorbesc despre nevoia noastră să facem sabatul. Însă dau un exemplu a unei porunci care o, erau datori să o împlinească atunci evrei. Și în contextul unei familii care împlinea legea lui Dumnezeu, copiii puteau să învețe, puteau să găsească motive să întrebe întrebări despre legea care era urmărită atunci. Lucrul acesta subliniază și pentru noi, în familiile noastre, un principiu foarte important. Este important ca noi, ca și părinți, noi să trăim în primul rând și să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În felul acesta, când noi, ca și părinți... Vom împlini cuvântul lui Dumnezeu, vom ține cu strictețe învățăturile care Dumnezeu ni le-a dat. De fapt, cum menționează cuvântul lui Dumnezeu aici, cu scumpătate, cu aleasă prețuire, la o înaltă valoare în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu și îl vom pune în practică, atunci când vom face acest, aceasta, lucrul acesta va fi ca un fel de trăgaci pentru copilul nostru care va lansa întrebări în inima lui. Dacă va vedea copilul că părintele va vine la că cu părinții îi duc ce la biserică în fiecare dimineață, duminică dimineața și duminică seara, cum suntem noi aici, automat că acest copil, la un moment dat, și sunt sigur că fiecare dintre voi ați avut această întrebare, la un moment dat sau altul, unde copilul va întreba, dar de ce trebuie să mergem la biserică? Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că noi, ca și părinți, am pus în practică acest bun obicei. Rugăciunea mea pentru mine, dragii mei frați și surori și pentru noi toți este ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, noi să trăim o viață exemplu în fiecare zi și în felul acesta să dăm copiilor noștri motive de a porni întrebări, de a avea discuții, de ce facem anumite lucruri. Subliniez aici că nu este vorba de a împlini legea Vechiului Testament, pentru că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, răscumpărați fiind prin jertfa Domnului Isus de pe calvar, trăim sub legea Harului, un Har care Dumnezeu ni l-a dat și care prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră ne învață în fiecare zi să ne rupem de păgânătate, să ne rupem de ce este firesc și să ne apropiem în fiecare zi de Dumnezeu. În acest context a unei vieți răscumpărate, fiind umplut de Duhul sfânt, noi, ca și părinți, pregătim terenul întrebărilor bune prin viața noastră sfântă trăită înaintea lui Dumnezeu. Pa mai mult, după aia, vedem că începe versetul 20, care spune: Când fiul tău te va întreba într-o zi. Și apoi, după această întrebare, unde copilul acesta. Întreabă pe părinte despre ce înseamnă învățăturile acestea, legile și poruncile care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru, părintele începe răspunsul într-un fel foarte interesant. Versetul 21 spune: „Să răspunzi fiului tău: Noi eram robi a lui faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică.” Evident că această primă propoziție nu pare să răspundă direct întrebării copilului. Și copilul parcă mi s-ar părut potrivit să fie răspunsul un pic mai direct și să spunem, o, oh, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim plăcuți lui. Din potrivă, Cuvântul lui Dumnezeu aici începe răspunsul și ne dă nouă un indiciu cum să răspunem la astfel de întrebări, primul rând, întorcându-se înspre trecut. Și anume a, a sublinia rolul și măreția lui Dumnezeu. În, a, în felul cum el a lucrat în poporul Israel, înainte ca să dea părintele răspuns copilului despre care sunt poruncile acestea. Dragii mei, frați și surori, pentru copiii noștri, mai ales când ei sunt mici, ei nu pot să priceapă așa de ușor doctrinele Sfintei Scripturi, în felul în care poate un adult ar putea să le priceapă. Însă unui copil, când îi mărturisești o minune sau când îi mărturisești felul cum Dumnezeu a lucrat într-o anumită întâmplare, în viața acelui copil se poate forma o înțelegere la nivelul lui despre felul cum a lucrat Dumnezeu. Părinții aceștia au avut nevoie, erau îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să răspundă la astfel de întrebări, începând prin a le descrie felul minunat cum Dumnezeu a lucrat pentru poporul Israel. Și pentru fiecare dintre noi, cât de minunat n-a lucrat Domnul Dumnezeu în viețile noastre a fiecăruia dintre noi. Câte minuni nu s-au mărturisit aici, la învonul acesta, prin cauze de mulțumire asupra felului cum Dumnezeu a vindecat în familiile bisericii. Cum Dumnezeu a dat răspuns la rugăciuni, cum Dumnezeu a deschis uși care poate se credea închise pentru totdeauna. Când noi răspundem copiilor noștri la astfel de întrebări, suntem datori întotdeauna în viața lor să le creem o imagine și să le descriem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic, pentru că noi slujim pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și El este vrednic să fie înălțat în ochii copiilor noștri. Nu numai atât, că avem această responsabilitate și Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să începem prin a descrie copiilor noștri cine este Dumnezeu prin minunile și felul cum Dumnezeu a lucrat. Dar mai este aici alt detaliu, alt detaliu foarte important și anume că Cuvântul lui Dumnezeu merge în trecut pentru faptul că a putea avea de despre viitor sau ca să poți ca să înțelegi viitorul bine, Trebuie prima dată să înțelegem trecutul într-un mod, în mod bine. Ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, nu numai în Deuteronom și în Exod și în celelalte cărți ale Vechiului Testament dinaintea Deuteronomului, dar și în cărțile Vechiului Testament care urmează în judecători, în 1 Samuel, în 2 Samuel, în împărați, în cronici. Și vedem că și poporul Israel a avut de mai multe ori Dumnezeu când le-a vorbit poporul Israel, le-a adus aminte de felul minunat cum El a lucrat în viața lor în Egipt a fost un fel de punct de ancoră pentru că identitatea poporului Israel a fost formată de această minune care Dumnezeu a făcut-o în ei atunci când i-a scos cu mână tare din Egipt, de sub robia egipteană. Pentru că un popor, un copil al poporului Israel, un copil dintr-o familie a poporului Israel să poată să înțeleagă ceea ce este el, cine este el și identitatea lui ca și popor, copil din Israel, era imperios necesar ca acel copil să cunoască minunea care Dumnezeu a făcut-o atunci când poporul a fost eliberat din Egipt. Dragii mei, frați și surori, luând lucrul acesta și înțelegându-l prin noul legământ în care noi trăim, și noi am fost eliberați dintr-o robie, și în viața noastră Dumnezeu ne-a schimbat identitatea atunci când a rupt robia păcatului și ne-a făcut copii ai Lui prin jertfa de la calvar. Copiii noștri, ca să poată înțelege identitatea familiei noastre și cine suntem noi ca și familie, trebuie să înțeleagă că începutul identității noastre ca și familie, ca copii ai lui Dumnezeu, a început atunci când noi, ca și părinți, am fost răscumpărați din păcat și Dumnezeu a făcut în viața noastră minunea nașterii din nou Copiii noștri trebuie să știe despre minunea nașterii din nou din viața noastră proprie ca și părinți. Noi nu trebuie să le vorbim despre robia păcatului, în a le descrie păcatul sub care am fost robiți ci să le vorbim despre felul cum noi am fost eliberați de sub acea robie. Observați împreună cu mine în versetul 22 și versetul 23. Aici lucrul acesta se expune într-un fel mai detailat când Dumnezeu spune în felul următor Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Cuvântul lui Dumnezeu nu subliniază cât de grea a fost robia sau felul cum trăiau egiptenii sau felul cum își desfășurau ei activitatea, ci subliniază faptul că mâna lui cea tare a fost sursa de putere care a scos poporul Israel din Egipt. Noi suntem datori să le spunem copiilor noștri și să le mărturisim minunea care Dumnezeu a făcut-o prin nașterea din nou care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi, slăvit să fie numele Domnului. Lucrul acesta este foarte important, pentru că atunci când creem în viața în copiilor noștri o înțelegere a trecutului, a felului cum Dumnezeu a lucrat în trecutul nostru, dându-ne nașterea din nou nouă tuturor, ei pot să perceapă mai ușor răspunsul mai detailat despre Dumnezeu care îl găsim în textul care urmează. Un copil care nu înțelege de ce vine tatăl său la biserică sau mama sa la biserică. Și anume, pentru faptul că noi am fost răscumpărați din păcat și pierzare și avem o viață nouă, îi va fi foarte greu să înțeleagă lucrul acesta ca mai mult decât doar un simplu obicei. Un, popor, un copil din al poporului Israel, ca să asimilăm în textul de față, care nu înțelegea de ce se întâmplă Paștele, îi era greu, de ce sărbătoreau Paștele, era greu ca să meargă, poate, sau să înțeleagă însemnătatea și adâncimea acelei sărbători ca mai mult ceva decât o tradiție sau un obicei al poporului Israel. Noi suntem datori să le explicăm copiilor noștri minunea lui Dumnezeu care a făcut-o când ne-a răscumpărat din păcat și pierzare. Ba mai mult cuvântul lui Dumnezeu merge în felul în, în versetele care urmează și spune în versetul 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Apoi, după ce acest părinte prezintă contextul în care Dumnezeu a lucrat pentru ei și cum Dumnezeu le-a schimbat identitatea, i-a scos din rob și a făcut liberi, apoi acest părinte le explică sursa de unde a venit aceste porunci, aceste învățături care Dumnezeu le-a dat poporului Israel. Este important să vedem aici că lucrul acesta, acest răspuns, este introspectiv către noi și Cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru. Și apoi Cuvântul lui Dumnezeu spune, de ce lucrul acesta? Ca să fim întotdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. În felul acesta, acest răspuns subliniază că acest Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost dat, a fost dat pentru noi pentru beneficiul nostru. Dragii mei frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost dat omenirii pentru ca Dumnezeu să fie mai mult Dumnezeu decât era înainte ca să-și reveleze Cuvântul Lui. Oamenii nu au primit Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca oarecum dumnezeirea lui Dumnezeu să fie schimbată sau să fie întărită prin darea acestui Cuvânt. Domnul Dumnezeu este același Dumnezeu ieri, azi și în vecii vecilor. El a fost, este și va fi suveran întotdeauna și nici o iotă, nici lucru nu-i va putea schimba dumnezeirea Lui. Cuvântul acesta a fost dat oamenilor ca un cadou, ca un dar, ca noi să înțelegem cine este Dumnezeu și dacă noi îl alegem să-L slujim, noi să putem avea fericirea. Poporul Israel a primit lucrul acesta sau acest verset este orientat în felul acesta pentru ca părintele să poată sublinia copilului că acest cuvânt, scriptura, nu este o povară, nu este un lucru care ne este dat ca un jug, ca un lucru greu de dus, ci acest cuvânt este un tezaur, acest cuvânt este o bogăție, un cadou care ne-a fost dat nouă ca noi să putem beneficia, să, să putem beneficia din el dacă alegem să-l împlinim. Pentru mulți copii aceste obiceiuri sfinte care noi le avem cel puțin poate um, și pentru cei din lume care vin aici pentru prima dată sau care n-au de a face cu Dumnezeu, când se uită la obiceiurile sfinte, nu pot să înțeleagă de ce lucrurile acestea se întâmplă, de ce, se, de ce noi facem și trăim viața care o avem. Însă pentru noi care am primit în harul lui Dumnezeu, binecuvântarea acestei noi vieți, nașterea din nou. Noi înțelegem că lucrurile acestea le facem pentru că avem acest cadou care Dumnezeu ni l-a dat, viața aceasta nouă care este revelată în cuvântul lui Dumnezeu și urmăm cuvântul lui Dumnezeu nu pentru că suntem forțați să o facem, nu pentru că avem un jug asupra vieții noastre, ci facem lucrul acesta pentru că știm că adevărata viață, adevărata împlinire în viața noastră există doar atunci că ne apropiem de Dumnezeu. De aceea versetul 25 cuvântul lui Dumnezeu subliniază o continuare a acestui fapt și spune: Vom avea parte de îndurarea lui dacă vom împlini cu scumpătate a toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru cum ne-a poruncit el. Cu alte cuvinte, dragii mei, frați și surori, această atitudine a noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie una de înaltă prestanță, de înalt respect. Sublinează Cuvântul lui Dumnezeu și spune, vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci. Când noi explicăm copiilor noștri de unde vin aceste porunci sau importanța Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, Trebuie să o facem Înălțându-i valoarea care este în acest cuvânt, sublinind faptul că cuvântul lui Dumnezeu pentru noi nu este o obligație, nu este un lucru care ar trebui să ne constrângă, ci este sursa libertății noastre și în acest cuvânt găsim bogăția vieții adevărate. Noi, ca și părinți, avem această responsabilitate în a vorbi cu copiii noștri, să le creem această imagine despre Dumnezeu în contextul în care găsim în versetul acesta. Cu siguranță, cum am menționat, nu este vorba despre legea Vechiului Testament, nu este vorba despre un răspuns care să meargă în, în a sublinia o viață legalistică, ci în acest răspuns găsim principiul felului cum noi am trebuit să ne comportăm cu copiii noștri. În primul rând, cum am menționat, dacă vrem ca noi, a noștri copii să pună întrebări bune, trebuie să începem cu o viață bună și sfântă trăită în casele noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, când acele întrebări bune vor fi ridicate, Dumnezeu să ne ajute să le arătăm copiilor noștri din viața noastră felul cum Dumnezeu a lucrat pentru noi și să subliniem importanța și valoarea acestui tezaur a Cuvântului Lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Amin.